Îmi amintesc că Nicolae Lupu, pentru munca sa de cercetare a culturii populare, considera pe Emilian Chivu valorificator de perle. Este chiar pe coperta unei cărți acest lucru. Am lucrat cu domnia sa în redacția ziarului Contrasens, însuși fiind redactor șef. A fost singura dată când am avut sunarea să lucrez de răspundul marea dumneavoastră, dar mi-a prins foarte bine. Textele antologate aici pun fără tăgat în evidență personalitatea și opera unui etnolog, eseist, critic și prozator care s-a consacrat cu dăruire pasiunilor sale intelectuale pe care le-a urmat cu seriozitate documentare în toată evoluția lor. Așa cum adesea o recunoaște chiar Iulian Chivu, vorbind despre trecerea sa dinspre cultura populară, spre orizonturile mitice, religioase, filozofice, psihologice și socioculturale. Am adunat cu onestitate, fără să facem vreo abatere de o literă măcar, textele care au apărut în presă, în presa literară în special, de-a lungul acestor ani și au însoțit fiecare apariție editorială. Am adunat aici peste 400 de pagini de texte. Texte care ar fi fost uitate și pe care am fost nevoiți până la urmă să le copiem din 1988, din revistele unde au apărut, să le copiem cuvânt cu cuvânt, pentru că nu am avut alte mijloace tehnice să le reluăm altfel. Socotesc că am făcut un lucru util, nu neapărat pentru un orgoliu, ci pentru un interes biblioteconomic, pentru un interes bibliografic. S-ar putea ca peste nu știu câți ani cineva interesat să se aplece și asupra lucrărilor editate de mine.